Noi vom povesti bancuri și anecdote aduse și traduse de prin toate țările lumii. Avem bancuri bune, dar avem și de cele nebune. Avem o rugăminte la dumneavoastră. Alungați copiii care încă n-au 16 ani și babile și moșnezii care au mai mult de 60. Vă dorim audiție plăcută. Ascultați și vă hleziți cu noi. Vine un comătru la alt comătru în ospiție, o mai stat de vorbă, o mai fumat câte o țigară, o mai băut un pahar de zin și a venit vremea să duc acasă. Când, ajungând pe lângă poartă, a Island comătru se uită un acol la Island și îi zice: „Băi, cum ea trebuie? Și? Păi, dar și cu porcul ăsta tău? Dar și cu dânsul? Dar pe ăsta are o castelă, o bucată de ștachetă și ce are el? N-are cior și cu dânsul?” „Ei, dar pe ce să-mi tai eu tot porcul pentru o farfurie de reșturi sau ce?” La intrarea unei case, trei oameni fumau și s-au luat de vorbă. Unul spune că, măi, eu lucrez pilot. Eu cu avionul când vin acasă, de departe le dau din arici așa pe o parte, pe alta. Văd, ei știu că eu vin acasă, bucurie. Dar doilea zic, dar eu lucrez pe vapor. Casa mea pe malul mării, eu când vin acasă, dau trei gudoașe lungi și unul scurt. Bucurie să le fac, măi, știu tăi că vin acasă. Dar treile așa se uită la unul, la doilea. Dar eu trăiesc la primul etaj. Când vin acasă, sună răb de la ușă și fug răb de la balcon. Încă de mâinile mele nu scapa niciunul. Mergem motan pe drum, înfoiat, frumos, cu coada ridicată, blat noi, Doamne ferește. Se întâlnește cu altul, mai bătrân. Asta bătrâna îl întreabă: „Noroc, noroc, unde te duci?” „Dar mă duc și eu, scurvăresc o aleată.” „Dar mă ieși pe mine?” „Ei, și cu tine, uit la tine, vai de capul tău, chic, coada, răpănos, du-te de-și.” „Hai, băi, e, băi, eu pe timpul meu, băi, cât șapte mâți pe noapte, băi, Doamne ferește-le, băi, ce?” „Ei, haide-mi, aude.” Mărghie amândoi, ajung la cotitură la magazin, când dau să facă după colț, acolo 12 câini, s-au luat de urma lor, ei unde să fugă, fug eu prin prejur la magazin, fug eu, dar nu mai putea, ăsta de urmă, cu limba afară, striga la zi dinainte: „Auzi, ai? Și eu mai curvăresc un cruc și mă duc acasă.” Stătând într-un restaurant, americanca, rusoaica și moldovanca se lăudau care și cu ce se folosește să nu prindă gravidă. Americanca zice că eu mă folosesc de tablete, de piliuli de astea, contraceptice. Beau și pot să fac tătă noaptea, tătă e normal, pleacă mă îngraș, dar nu-i nică. Rusoaica zice că dar eu mă folosesc de prezervative, ei de rădzână, ei de nădejde. Dar moldovanca se uită la dânsul și zice: dar eu mă folosesc de taburetcă.” Acelea așa au holbat niște ochi: „Cum de taburet?” „Ia că așa simplu, bărbatul meu e mititel de satură, eu sunt zdravă în înante, când facem dragoste eu îl pun pe taburetcă, când facem eu mă uit la dânsul în ochi și când îi se înrușesc ochii îi trag un cior peste taburetcă.” Noaptea, pe lângă o cale ferată, zburau doi cioroi. Unul îi spune la Island: „Băi, să iei seama că pici pe la mine pe mahala asta este o șlam, bam, 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 bam.” A doilea zice: „Ai și proste, are o viață trăită în mahala asta, nu știi că pici pe aproape este o șlam, bam, bam, bam.” Învățătoare face observație lui Vovca la lecții, așa la județ și s-uita pe fereastră: „Vovca, tu nu ești atent la lecții. Întotdeauna te uiți pe fereastră. Ce-ai văzut tu bun acolo?” „Mare Alexandruna, ia că uitați-vă. Merg trei femei pe drum. Știți, trei mănâncă înghețată. Una o mușcă, alta o suje, dar a treilea o linge. Cum credeți, care e măritată?” „Eu știu, cred că și care o linge.” „Ei, dar eu am crezut că și care are în el pe mână.” Doarme femeia cu bărbatul noaptea în pat. La unii de noapte și-o jăsat și s-o năzărit femeia, s-o trezit din somn, spăriete, și alie l-a zgânțit pe bărbatul: „Scoală, scoală, uai, scoală cu vini bărbatul, scoală, uai!” Dar așa-i stărând de scoală și îmbrac pantalonii și sare de la balcon și se gândește: „Bă, dar pe eu și ele, spăriete.”
Merg niște bandiți într-un jeep prin oraș, cu o viteză cu 280 pe ceas, la svetafor pe roșu, hoi băștu, merg eu, când la un semafor, o moșnea cu o căruță, cu niște bidoane cu lapte, mergem secior. Băi, când a trăsnit jeep-ul în căruța cei cu moșneagul, au zborat bidoane pe jos, ca izdohniți, zvârliți pe bardiuri. Moșneagul s-a șărit vreo 15 metri pe șoseaua, se scoală moșneagul. Oi, oi, ține de coastă, oi, $1,000 scoate din trânș, iau și mașina, iau-te, $1,000, ole, 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 iau-te și-n partea asta, și-n partea, mi-a rupt încă coastă, și eu, $2,000 scoate din trânș, ole, 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 șciorul mă doare, gata, $3,000 scoate din trânș. Aia ăștia se dau jos, cu niște chistoale în mână, s-apucă de împușcat, pe bedoane, pe lapte, ajunge la cal, îi pune chistolul în cap, pa, o zdohnit calul, ajunge la doilea, pa, și a doilea l-a împușcat. Ajunge la moșneag, îi pune chistolul în cap, nu și pațano, ei băieți, parcă mai ușor aleacă, parcă mai ușor. Zborul cu Costuc s-a șodat el în niște buruian și aruncă ochii în niște tfare acum. Când se uită, vede doi ochi mari. Ei, buhnă, ce faci acolo? Dacă eu nu-s buhnă, eu-s vrăgiuță. Dar și-s cu ochii tăi? Ap eu mă cac! Șede un bărbat la piață și vinde patlajele. Eu rămas ultimul iarci, dar să scăpa, vrăie la viceu, pe Doamne ferește, nu știe ce să facă și cui să dea iarcicul. Să aproche de dânsă o babă. Că cât dai patlajele, măi, om bun? Mătușă, le-am dat până am un cu 10, dar dacă le ia măi atâtea ca iarci, cu ăsta eu ți le dau cu 6, numai hai mă repede că mă grăiesc, n-am când. Măi, om bun, hai mai poate le dai cu 5, măi, că eu-s bătrână, măi, și... Hai, mătușă, ele mă repede, ele cu 5 și du-te că eu mă grăiesc. E, măi, om bun, hai mai poate mai lași un leu de la tine, că să ne ajungă de rutier, măi. Mătușă, hai mă repede, ele cu 4 și du-te odată, du-te odată. Măi, om bun, hai mai, poate mai... Mai scadzi un leu acolo, ha? Hai, poate că ești mai bun la suflet. Mătușă, și vrei mă... Și ai dus, mătale? Cu 3 lei. Dacă am zis cu 10, cu 10 le dau. Să eu la rămășagă rusul, americanul și moldovanul, la șine mai trainică rădzână în țară. Americanul și bă, dar să vezi la noi ce rădzână au făcut. M-am fugărit vă jumătate de zi după femeie mea și noi putem scoate celoții și sutienic să-i fac treaba. Rădzână tare, Doamne ferește. Dar rusul, dar la noi sfădie baba cu moșneagul și baba i-a făcut o bleandă la moșneagul la balcon și-o dovedit și l-a apucat de pachioaște și el o zburat până la primul etaj și rădzânile l-a zvârlit înapoi la balcon. Dar moldovanul e, să vedeți la noi ce rădzână. S-a suit popa pe biserică, i-a hălit o trântă, popa a murit, dar caloșul a rămas întregi. Vine fiorul de la armată, îl întâlnește tatăl la poartă, bucurie, cuprinsătură. El cu un diplomat venise, deschide diplomatul cu un buchet de flori, scoate de acolo un patron pe o ață și îl pune moșneagul în gât. Na, papașa, să ai ca amintiri de la mine, că am fost în armată. O, mulțumesc, mulțumesc, dar asta și asta e granată. Oh, și îi baia vaia, vai? Dar cum? Dar poți să-mi arăți cum bohnește? Da, dacă vrei, iau, ia ca muștă arăt, ia ca uite, mă tale, închipuiți, că ia ca toaleta noastră, viceu, e tanco. Ia ca uite, o apuc, îi scoate în elul, ia ca o zvârlă în tanc. Așa-și faci, trage în elul, zvârle granata în toaletă, când bohnește odată, s-ar scânduri într-o parte, băcăți de șifer, Doamne ferește. Mai, și de tare au bohnit, măi. Dar florile pind și? Florile le-am luat să le dau la mama. Ei, pe mâna ta poți o pui în fund, că ea era în tank. Învățătoarea întreabă elevii la lecții. Copii, cine știe să ne povestească despre o animală? Scoală Vovca. Eu știu, mare Alexandru, una. Hai spune. Știți de ce la elefant ochii sunt roșii? Nu știm, dacă ai să ne spui, o să știm. Că să se ascundă în dos la patlajele.
Vine Vovca la școală, tot numai vânătăi, julituri, rupturi, învățătoarea îl întreabă. Vovca, și-ai pățit, și-ai cu tine? A, m-a bătut mama și tata. Dar ce-ai făcut? Ai făcut vă prostie? Nu, ei toată noaptea m-a întrebat dacă Vovca dorm, dar eu spuneam că dorm și ei se nervau și mă băte, și iară m-a întrebat dacă dorm și eu iar le spuneam că dorm și iar mă băteu. Vovca, ia ca să te duci de seară și ei dacă te-or întreba, tu să taci și nu le spui nică, să vezi că nu aștept bată. Se duce Vovca acasă, a doua de dimineață vine iară încă mai mari julituri, ușiri, drăpănături. Și cu tine, Vovca? E, și ea că am făcut așa cum mi-ai spus matale. Și tata m-a întrebat, Vovca, dor? Dar eu tășeam. Și mama m-a întrebat, Vovca, dor? Eu iar tășeam. Și tata au zis că, haide, facă, mă mănâncă. Și mama au zis și ea că, și pe mine tot mă mănâncă. Și eu n-am mai putut să stârpesc și am zis că, hai să fugim cu tății, că ne mănâncă pe tăți. Un bărbat se duce la mândri, tătă noaptea, dimineața, vine cu pește și spune lui femeia că a fost la pescuit, la răbalcă. Într-o seară s-a dus iară la mândri și iară dimineața trece pe la piață și cumpără niște carasic, niște pește. Când se duce la piață, mai scurt pește dismit el nu-i, numai deșeală înghețat, fără cap, e și să facă el altă ieșări nu-i. Scumpere deșeala, spui vomișiună, poate s-a dizghețat până acasă. Ajunge el acasă, dă pește lui femeia, iar i-a spus că a fost la pescuit. Femeia se uită în torbă să vadă și pește să-l curăță. Când se uită, e fără cap, tot înghețat și tot așa corojit, strâmb. Păi, dar și cu peștele ăsta? Dar și cu dânsul. Să pe el tot e strâmb, e corojit și cu dânsul. Dar și cu dânsul. Și nu vezi că l-am prins la povorot. Să duce moșneagă cu baba prin piață, să caute ouă, spui clorte. Să uită încolo, să uită încolo, prețuri diferite. Când se uită, dar un om vindea așa niște ouă mari, de gâscă. De ce-s ouăle, om bun? De ce-s de elefant? Ei, nu mă nebune. Dacă îți spun, și cu cât le dai? Cu 25 de lei unul. Ba. Ei, moșneagul și să facă. Ceamă baba într-o parte și faci și facem, fac. Cumpărăm ou de elefant. Mai cumpără, mai, că el astea trebuie mâncare multă, dar elefanții ăștia îl creștem o licuță, că îi dăm niște paie, niște burian și îl vindem la un zooparc, să facem o capică. Ei, bun, s-o soglășit-i. Se duce și îi dă 100 de lei la șala, cumpără 4 ouă și se duc acasă. O pregătit lohanca, o pus niște paie, pune ouăle în trânsa, se zbracă baba cu chelea și se așează peste ouă. Și aia de o zi, și aia de două. Într-o zi vine la o babă la poartă. Moșneagul spune, fau, a venit o babă la poartă la tine și te strigă. Ei, spune, măi, că nu-s acasă, vezi că eu... Dacă strigă, parcă-i debilă, și să-i fac? Nu? Treci tu dar în loc în eu și eu mă duc la poartă. Să-ți îmbracă moșneagul el cu chelea, spune el, știu, ou, baba să îmbracă, îți duci la poartă. Și aia de el de vorbă, și aia, dar moșneagul înțăpinește, strigă la dânsa. Dar și strigă, fa, moșneagul tău. Da și ea ca așa de pe ouă cloșește. Cum cloșește? Da, pe ea ca luat niște ouă de elefant și vrem să facem și noi un business. E, haide, fa, să mă uit și eu, fa, să văd și eu. Să duc ei acolo, când se uită moșneagul cu chelea. Așa să râde și cu tine, măi. Ia ca-i cloșesc babi ouăle. Dar spate să le văd? Nu, că el dacă astea le rășește, apoi el le strică și nu, am dat o grămadă de bani. Ei, dar dă-mi voi așa, eu să vâr mâna, măcar să le achipui, să văd cum. Ei, vâră mâna. Vâră baba mâna, pentru că crași pe la moșneac. Și că, o, să nu știi de ochi la unul, eu ieși în trompa. Să duci și ciocșa la magazin și întreabă de vânzătoare, de frigidere. Și prietori. Ei, arată. Vânzătoare arată, ea că sunt frigidere de 4.000, sunt de 5, de 6. Dați-ne unul de 4.000. Ei, îl am pachetat, eu plătit. El l-a dus acasă și ăsta, hamalul, îl întreabă. Băi, Ciucea, dar ce-ți trebuie ție frigider dacă afară e 70 de grade de temperatură? Ei, cum și întreabă? Eu azi mă încălzesc în drânsul.
Cum este încălzări și este incubator la tinduri? Apiacă afară 70, dar întrânsul-i 8. Mă văr întrânsul și-i trag un pui de somn. Vine bărbatul din deplasare, intră în casă bucuroși, copilul întâlnit, le-a dat cadouri, femei s-au pupat-o pe obraz, eu aș-a dat masa, l-a hrănit, a mâncat ghinii, bărbatul așa s-a uit la dânsa. Și facem ceva? Ei, cum se face? Uite, copiii îți joacă în casă și cu tine, ziua, las că de sară. Ei, nu, eu nu pot până de sară, eu am un vreau. Pridumim noi ceva, moș. Tatu scoală. Tac, rebeata, ne jucăm de capra cu trei ieză. Mătă-i capra, eu slupul, voi sunteți iezei. Eu număr până la 10, voi ieșiți stăți afară și vă ascundeți. Așa și-am făcut. Număr el până la 10, pațanii au întins-o tăți afară, dar unul s-a vrut să pat. El pune zavorul, o pune pe femeia pe pat și dă-i foiavă. Așa la șede, se uită, nu înțelege și gălăgie și este el. Scoate capul și se uită. Când se uită el atent, aputa tăi, apă lupru, trebuie să mănânci și iezăi, nu sunt hemi capra. Se duce baba cu moșneagul la hoara satului în centru, să vadă, să uită ei, cine joacă, cine cântă. O state acolo sub niște copași, tăți dansau, să veseleu. Baba-i face chip moșneagului, haide măi, hai cu mine că vreau până afară. Dar du-te singur și ei, hai mai jos, mă păzărți, să nu dai bun nebun și nimeni. Ei se duce moșneagul, moșneagul stătea la pântă, baba s-a dus să-și facă chestiile. Cum stătea el așa, când se uită pe întuneric, un flăcău a adus una, o tărit-o pe una dus la club, o îndoiat-o în două și cum îi dădea foială, îi dădea foială. Moșneagul se uita, baba îi face chef, hai lui, hai că eu gata. Ia uite, fa, uite, fa, ce fac aia ăștia, Doamne fel, ia uite. Așa e cum sunt hamau. După ce o terminat, ăsta își scoate prezervativul și-a luat zvârle. Dar moșneagul, o înțăpinit, nu știe și cu dâns. Ce mai cu tine? Ia uite, fa, am fost și noi tineri, am făcut și noi dragoste, nebunii, dar chiar așa, așa nebunială să faci tu dragoste până când îți chic chelea de pe treabă încă n-am văzut. Țiganul vrea să ducă la biserică și întreabă pe țigancă cum și ce să facă acolo. Țiganca îi lămurește că ia ca vei, te duci și tu și faci și ea și faci toată lumea. Ar să vezi că lumea pupă icoanele, pupă și tu icoana. Ar să așează în genunchi, așa zici tu. Mai scurt ce să facă lumea și ce să faci tu. Îi dă vă 3 lei de lumânări, să duci țiganul. Să duci, el ascultă rugăciune, ascultă, a pupat icoanele. Și-a luat niște lumânări, așează cu lumânările în mână. A ajuns, dar nu se pui în genunchi. S-a așezat toată lumea în genunchi, s-a așezat și el. Și cum se dea așa în genunchi, trage atenția la un bărbat de alături, așa l-a smucit să-i vâre la alt bărbat, i-a crăpat pantalonii în fund și el smucit să-i vâre birca și albă înăuntru. El a crezut că așa-și trebuie. Înaintea lui stătea o babă și el, și el îi vâră și el deștul babii în fund, prin fustă. Baba și se întoarce când i-a lichit o labă la bot, țiganul s-a sculat, înervat, s-a pornit acasă. Ajunge acasă, într-o spărat pe poartă. Și mai ai fost? Am fost. Și cum? Ei, cum? A fost tot ghinii, am făcut și ei și-au făcut toată lumea. Dar când am ajuns la băgare de ești lui în fund tare, m-am mai trăsnit că și-am umă doare. Mergeți cu fița roșie prin pădure, în coșuleț avea plăsinte, mâncare pentru bunicuța. Și cânta, veselă, aude lupul și se dă în dos la copac. O prinde și-și bate joc dânsa, face tățelea și-i dă drumul. Și-o întreabă, unde te duci? La bunicuța. Și ce să-i spui când ai să ajungi acolo? Am să spun că m-am întâlnit cu badea lup și m-am violat de 3 ori. Cum de 3 ori dacă eu numai o dată? Ei, dar și tu te grăiești undeva? Merge lumea în trolebus, înghesuială, nevoie. O padrugă și de așa într-o fustă scurtă cu niște cioare lungi și drepte așa, unul peste altul. Dar o moșneag de jur, o pălește peste cioare, o izghește, merge mai departe. Dar asta, înșeț moșule, că cioarele mele au fost sărutate asta noapte. El așa se uită la dânsa. Și cu tine, fă,
Adică și șocălăul eu dacă am fost frecat azi noapte și salpăm pe creșă sau ce? Se duce unul la doctor și se începe a jălui. Ia ca domnule doctor, înțelegeți, eu am o săptămână de când nu mă pot duce afară cu udul și mă doare pe împânci, mă cormolește, mă înflu, nici nu știu ce să fac. Păi și să faci? Îi dă îndreptare, îți duc să treacă rengenul. O trecut rengenul, parcă e tot normal, și să și... Dezbrac-te. Să dezbrac el, ia de chelote, pantaloni. Să uită doctorul și că, dar pe uite la tine treaba legat cu oață, băi. Of, am uitat să cumpăr pâine. Un doctor la Costiojeni stătea în cabinet, la masă, scrie, se uită, se deschide ușa singură. Nu înțelege. Aruncă ochii în jos, când se uită, un bolnav vine înspre dânsul în patru labi. Asta așa se uită și că, dar eu știu cine ești tu. Tu ești șopârlă. Așa la, nu șopârlă. Dar tu ești șerpi, dar. Nu. Dar ești iermidar. Nu. Dar și tine, dar și-mi din patru labi. Eu mă tem de înălțimi. Merge trenul și în cabină, la tren, în cupă, merge o fată, un băiet și sus dormea un gruzin. Amu, băietul nu știe cum să nini fata, tot se uită la dânsa, tot se uită. Aceeași de măhnită, cu mâna pe falcă. Domnișoară, dar și ești așa de supărată? Mă doare o măsăuă. Domnișoară, eu știu să lecuiesc oamenii. Ia ca uite, eu te sărut odată și să vezi că îți trece, îți e ca cu mâna. Gruzinul se întoarce de sus, se uită la dânsul. Auzi, dai, dar tu ghimaroiul nu poți să-l lecuiești? O babă vroia să ducă la fișorțul, la oraș, la Moscova, să-i ducă mâncare, să duc și ea, să vadă ce mai face. Păi și în avion nu-i dă de voie să intre cu curcanul. Vede așa un om într-o parte care tot stătea în rând la avion, cu pantaloni de ăștia, galifă, de ăștia largi. Măi, om bun, ajută-mă, te rog, ea, că nu vor să-mi dăi voie cu curcanul în avion și eu mă uit așa la tine, la pantalonii tăi. Și mă, toșă, vrei să-l văr la mine în pantalon, da? Da. Ei, mult azi coaste. Ei, dar mă, cât azi mă coaste? Dă 10 lei și facem. Îi dă baba 10 lei, mujicul îți duce în liceu, văr curcanul în pantalon, să suie în avion, mărc tot bine. Amu, curcanul și-a lăsat nădușed, amu, și scoate capul prohap. Și cum își dea moșneagul cu o căldare de cireșă în tricioare, curcanul o flămânză și s-o apucat de mânca cireșă. Dar baba de alătrea, o babă de alătrea, cam nu previde, să uite, ea să uite. Și-a făcut cruci și Doamne ferește, prima dată văd treabă să mănânci și reașă. O femeie, Sara, înainte de culcare, s-a uitat televizorul. Ea era gravidă, acolo arăta despre mâncăruri, despre una, despre alta. Deci cum prăjie așa, arată cum se pregătesc mielșii. I s-a făcut ei poftă, îl cheamă pe bărbatul și îi spune că vrea mielci, prăjiți și gata. Îi dă lui 150 de lei și îl trimite el la oară. La vreo două de noapte îl trimite după mielci. Aici stă Dumnezeind, s-a pornit el, așteaptă femeia, așteaptă, nu mai vine. Vine tuma dimineața plăvara nouă, tu flăbat, nu știu de unde o luat și o strâns de pe deal niște mielci. O adus o jumătate de tormă, i-o deșertat lângă ușă, tot mielci jos și suna ușa. Femeia se deschide ușa, alie la trei parale. Unde ai fost, bețăvanule, băutăți bani, eu te-am așteptat toată noaptea. Unde ai fost? Și unde am fost? Uite că nu ai venit pe jos. Hai cu tata, hai intrați. Să pornesc doi prieteni la fete. Unul din trânș nu vede deloc, dar doilea vede numai cu ochi și cu așeala cam slab, 10%. S-o pornit de mânuță, mergeau prin păduri, prin tuneric, noaptea. Ei, mergeau, și cum mergeau așa, la ei care
care avea numai ochi, odat cu ochiul și ala într-un șteap de copac și s-o spart ochiul. Văleu, văleu, și vei, și s-a întâmplat. Și gata, am ajuns. Am ajuns? Bună ziua, fietelor! Se plimblau într-o luntre, într-o lotcă, doi prieteni. Unul n-avea un ochi, dar unul avea numai un dinte. Ei, și unul dintr-unși văsle, a zis fără ochi, văsle, și din greșeală îi trage o vâslă în bot la care e numai cu un dinte și îi dezbornă dintele. Asta s-a nervat, s-a duie, s-a prochit de dânsul și cu deget așa, dar zicea, oi, să mă scuz, n-am vrut. Și n-am vrut. Și-i vărundești în ochi. N-ai vrut. Noapte bună. Tatăl o întreabă pe fata, Pșixa, de unii e, în fiecare zi vine câte un leu. E de unii, Vasilică ne-l dă, că să mă sui în copac. Fa, prostă, fa, și cu tine, tu nu știi că Vasilică specială îți dă câte un leu? Că să te sui în copac să-ți vadă chiloții. E, dacă el nu-i vede, dar tu de unde știi? Apoi că eu, întotdeauna când mă sui în copac, apoi îi scot și îi pun în buzunar. Între doi hoți într-o casă, furau, nu era nimeni acasă, ei furau tot, dar în casă era un papugai. Și papugai și ala striga de Doamne ferește. Hoții, hoții! Aștia tot iară, fără zbireu, televizoare, magnetofoane, puneau tot în torbă, dar papuga iară. Hoții, hoții! Aștia s-au dus pe la bucătărie, o mai furat din veselă scumpă, o mai luat iară, papuga iară striga. Hoții, hoții! Unul s-a prochit papugai. Păi, și ești de prost, ai. Păi, tu în afară de hoții, hoții, mai știi ceva? Știu! Ce știi? Baikal, fas! Se duce și Xa la tatu, cu doi sâmburi în mână, și-a roagă pe tatu. Tăticu, tăticu, strică-mi te rog sâmburile ăștia de abricoș să mănânc. Tatu o pune una în gură, când îl strânge odată. Mușcă din sâmburi, sâmburile dulce, tatu îl mănâncă. A, și-i bun, n-aș ței una, îl strică. Vine și Xa iară. Tăticu, hai, stric sâmburile. Iar îi stric sâmburile tatu. Băi, dar și-i de bun și iar îi de. Mai scurt, eu adus de vă 30 de ori. Dar tatu s-o zacalibie, dar nu știu. O întreabă, dar de unde așa sâmburi gustoși? De unde aduci tu? E, acolo este o balegă de vacă și așa de mulți întrânsa. Mergem polițist noaptea pe drum, cu mașina, pintuneric, la lunina ferilor, observă de marina drumului, șăt parc șăt doi. S-o oprește el, s-a prochi, când se uită, doi narcomani, îi ghesțăneu picioare, unul cu pantalonii dați în jos, și de-aia plecat, dar și-a la înșdec 20 încipt în fond la Island. Dar și faceți-vă aici? Apoi, tovar polițist, că prietenul ăsta meu e rău și vrea să viersă. Dar tu și faci? Dar eu ia că vreau să-i ajut. Păi, dar eu știu că două deși să vă râng cu rău, dar tu nu le-ai vrut. Apoi, da, tovar polițist, eu dintre ele vă râng în fund și apiul mă în gură, că mai ghiri ajută.